Corneliu Baba, 1906-1997, jucătorul de șah. Bună ziua, sunt Ion Grosu, actor al Teatrului Notara, iar de astăzi îmi puteți spune și jucătorul de șah, ca urmare a rolului pe care l-am avut în campania Actori de pus în rană, desfășurat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Vă invit așadar să facem cunoștință cu pictorul Corneliu Baba, în al cărui atelier s-a jucat în 1948 această partidă de șah. La vremea aceea, Baba avea 42 de ani. Se născuse în 1906 la Craiova, fiind al treilea și ultimul copil al pictorului Gheorghe Baba. În atelierul tatălui său, Corneliu Baba a învățat să deseneze și să picteze, urmând disciplina deprinsă de tatăl său la Academia de Arte de la Viena. Studiile formale în domeniu le-a făcut însă relativ târziu, la Academia de Arte Frumoase din Iași, sub îndrumarea lui Nicolae Toniță, care i-a fost profesor și mentor între 1934 și 1938. Parcursul său artistic a fost marcat de schimbarea regimului politic, de rezistența lui față de un stil artistic anume, de exemplu vechilor maestri, Rembrandt în primul rând. Baba însuși spunea că s-a strecurat cu paleta în mână printre stilurile fiecărei epoci, că a fost considerat anacronic și depășit, dar că îi place să creadă că este un apărător al ultimului cap de pod al picturii mari. Tentația distanțării față de rigorile momentului se poate sesiza și în jucătorul de șah. Pictura aleasă de Baba pentru debutul său la Salonul de Artă din București din 1948. În atelierul din Iași refăcut din ruine, am reușit să acopăr o pânză veche, pictată cu jucătorul de șah, lucrarea apărută ca o gratuitate anacronică și sfidătoare prin indiferența ce o manifesta tematic la preocupările sociale ale momentului. Nota Corneliu Baba în jurnalul său despre această pictură, care a devenit emblematică în creația sa. Operele lui Goya, El Greco, Velázquez, Rembrandt au avut o influență majoră asupra pictorului care l-a studiat îndeaproape. Despre Rembrandt, Baba spunea că este cel mai mare pictor pământean care a știut să coboare cerul aproape, să populeze pământul cu îngeri ce vin și pleacă înapoi dincolo de noi. A știut să acorde titluri de noblețe sărăcimii, împodobind-o cu mătăsuri, lanțuri de aur, catifele, a pictat eternitatea luptei umbrei cu lumina și a știut să descopere misterul întâlnirilor. Influența marelui pictor olandez transpare și în jucătorul de șah, prin jocul de lumini și umbre, prin contrastul dintre cămașă și tonurile brun-roșcaș și cafeniu, care domină compoziția, și prin atenția deosebită acordată mâinilor modelului. Privind unghiul din care este redată tabla de șah, ne dăm seama că nevăzutul partener de joc este însuși pictor. Înălțat pe o mică estradă care îi dă posibilitatea să-și privească modelul de sus, Baba recurge la un unghi compozițional mai puțin obișnuit, dar care elimină ideea de poză. Partida de șah este un pretext pentru a studia nestingherit modelul într-o postură firească, naturală, absorbit de partida pe care cel mai probabil o va pierde în fața partenerului său, pictorul însuși. Dincolo de nenumăratele dificultăți întâmpinate, Corneliu Baba a reușit să aibă un parcurs artistic prolific. Dublat de o intensă activitate didactică în cadrul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu de la București. Pedagog plin de har, care lasă studenților deplină libertate de expresie, Baba a fost mentorul spiritual al multor generații de artiști și unul din cei mai interesanți și apreciați pictori români din a doua jumătate a secolului 20.